Bine v-am regăsit la o nouă recomandare de carte și de data aceasta vrem să vă aducem în atenție pe Tatiana Țâmbuleac și romanul Vara în care mama a avut ochii verzi. Tatiana Țâmbuleac s-a născut în Chișinău, momentan locuiește la Paris de câțiva ani buni, lucrează și scrie de acolo. Vara în care mama a avut ochii verzi a fost un fenomen. Este un roman de un lirism cuceritor. Putem spune că este și un produs hibrid, așa cum au spus unii critici, pentru că este plin de metafore, este un poem, este un roman. Oricum, este unul dintre romanele mele preferate citite în ultima perioadă, iar Tatiana Țâmbuleac este un scriitor pe care îl ador pur și simplu și spun despre scrierile sale că sunt foarte, foarte bune, iar pe acest roman îl iubești sau îl urăști. Și spun asta pentru că, în general, scriiturile bune produc sentimente puternice, iar acest roman nu are cum să nu producă în voi sentimente puternice. Începe foarte abrupt și dureros. Am să vă citesc un pic. În acea dimineață în care o uram mai mult ca oricând, mama împlinise 39 de ani. Era mică și grasă, proastă și urâtă. Era cea mai inutilă mamă din câte au existat vreodată. Cred că nu are cum să nu te doară asta și încă de la primele fraze și de la acest început abrupt, ne dăm seama despre ce este vorba în această carte. Despre o relație dintre o mamă și un fiu care începe tumultos, dureros și se scurge ușor spre o liniște absolută, o liniște care le-a lipsit mult în familia lor, dar care până la urmă ajung să o descopere. Și așa se încheie romanul. Îmi amintesc de mama în fiecare zi, așa cum i-am promis pe malul oceanului, încerc să nu mint. Ochii mamei erau o greșeală, ochii mamei erau resturile unei mame frumoase. Ochii mamei plângeau înăuntru. Ochii mamei erau dorința unei oarbe împlinită de soare. Ochii mamei erau lanul de tulpini frânte. Ochii mamei erau poveștile mele nespuse. Ochii mamei erau geamurile unui submarin de smarald. Ochii mamei erau scoici crescute pe copaci. Ochii mamei erau cicatrici pe fața verii. Ochii mamei erau muguri în așteptare. Este final de vară. Alexii își propune să plece în Amsterdam cu doi prieteni, dar mama lui îi dă planurile peste cap și îl invită într-un sătuc din Franța, unde să petreacă o vară liniștiți. Nu prea înțelege el de ce mama lui face asta, mai ales că cei doi nu prea se suportau. Dar cu toate acestea, acceptă. Și relația lor începe să se schimbe din momentul în care mama îi spune lui Alexii că are cancer. Este ultima lor vară petrecută împreună și de asta l-a invitat să petreacă o ultimă vară împreună. Și în această ultimă vară împreună, cei doi ajung la liniștea aceea pe care, sau la liniștea aceea la care ar trebui să ajungă toți părinții și copiilor. Iar acest roman surprinde foarte, foarte bine și acest aspect, relațiile dintre părinți și copii. Mama lui Alexei face lui una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste, declarația universală a tuturor părinților. Te-am iubit, Alexei, te-am iubit așa cât am putut. Și înlocuiți Alexei cu orice nume de copil vreți. Cred că, până la urmă, fiecare părinte, în felul lui, își iubește copiii cât de mult poate, așa cum poate. Și foarte, foarte în amănunt, foarte diseacă foarte, foarte bine această relație dintre părinte și copil și felul în care, de la o relație zgomotoasă, dureroasă, se ajunge la această liniște. Și exact asta surprinde romanul, liniștea aceasta și vara aceasta minunată pe care cei doi au reușit într-un final să o petreacă împreună și, din păcate, spre sfârșitul ei, înspre toamnă, mama lui Alexis se stinge, el ajunge în spital de boli mentale, apoi se apucă de pictat ca o terapie și, practic, această carte este scrisă din prisma lui Alexis, care încearcă să se vindece după ultima vară petrecută alături de mama sa. Cartea pare scrisă așa dintr-un suflu și, într-adevăr, atunci când am citit un pic pe internet, într-un interviu, chiar Tatiana Țâmbuleac a declarat că a scris această carte în 2 luni. Scrie foarte mult în mintea sa și când lucrurile în mintea sa sunt așezate, se și apucă de scris și a scris acest roman dintr-un suflu. Așa cum am spus și la început, este una dintre cărțile, dintre romanele mele preferate din ultima perioadă, un roman în care, despre care chiar am scris și am spus că încă mai locuiesc în el și mi-a fost foarte, foarte greu să aleg un pasaj din care să vă citesc.
M-am oprit la acesta și sper să vă conving ca într-o zi să vă faceți timp să o descoperiți pe Tatiana Țâmbuleac și să descoperiți acest roman tulburător de frumos. Mama m-a chemat în lanul de floarea sarului să mă anunțe că este pe moarte. Am cancer, Alexei, un cancer rău și turbat. Mi-a spus ea și ziua a început să se coaguleze în aceeași secundă. Zâmbetul ei de tulpin frânte, verdele scurs din ochii ei, albul ei de nimb rănit. Iar eu să nu mă tem. Într-un fel toate aveau sens, și boala, și graba, și cancerul ei turbat. N-ar fi putut avea un cancer mai blând, chiar dacă și-ar fi dorit, căci toată viața ales aiurea. Dar nici să trăiască nu mai avea de ce și nici cum, pentru că obosise de nedragoste. În sfârșit am și eu ceva al meu, Alexei, care mă vrea doar pe mine, iar eu să nu mă tem. Cu alte cuvinte, continuă ea, chiar dacă în acele minute ar fi stat lungită pe o parte de spital înconjurată de medici deștepți, nu într-un lan cu flori alături de fiul ei nebun, cancerul ei rău, oricum ar fi mâncat-o până la ultima fărâmă, ar fi subt-o până la ultimul os, doar că mai lent. Iar ea voia o vară, o ultimă vară pe care să o trăiască și ea, ca un cancer turbat, o vară în care să moară trăind până la capăt. Iar eu să nu mă tem. Urma să fiu bine, chiar mai bine decât înainte, pentru că acum voi fi liber. Voi avea casa și mașini și bani, iar apoi după ce bunica va muri, iar bunica va muri cu siguranță, voi avea din nou casa și mașina și banii. Două case, două mașini, bani de două ori. Lucruri cât pentru două vieți, Alexei, viață cât pentru doi oameni. Nici chiar Jude nu va rezista la cele de două ori mai mult, nici chiar Jude. Iar eu să nu mă tem și să nu plâng și să nu omint. Nu azi. Nu poate să-ți lipsească ceea ce nu ai avut niciodată. Nu poți să transformi un gol într-un plin dacă nu crezi. Și chiar dacă crezi, Alexei, nu toți cei care fac bine din apă sunt hristoși. Poate dacă am fi trăit altfel, dacă am fi încercat mai mult și ne-am fi prefăcut mai tare, poate dacă am fi știut din timp, iar eu să nu mă tem. Am rămas cu mama culcați în lanul de floarea soarelui, tăcuți și dureroși ca niște avortoni de flori. Ne-am întors acasă spre seară, duși de ploaie și uniți prin mâna subțire a mamei, ca printr-un cordon umbilical netăiat. Iar eu să nu mă tem. Să nu vă temeți, să vă apucați de această carte, chiar dacă poate pe alocuri o să vă doară. Nu știu dacă am reușit să surprind totuși esența acestei cărți. Este foarte greu să vorbești despre romanele care îți plac foarte mult, pentru că oricât ai vorbi, ți se pare că nu reușești să atingi acel miez. Vă doresc să vă descoperiți și să aveți această curiozitate. Vă încurajez din tot sufletul. Și dacă o veți citi sau ați citit alte cărți de Tatiana Țâmbuleac, așa cum este Grădina de Sticlă, de exemplu, așteptăm să ne lăsați și impresiile voastre în comentarii. Până data viitoare, spor la lectură și ne revedem pe canalul nostru de YouTube, Biblioteca Radu Rosetti Onești. La revedere!